Bun găsit, doamnelor și domnilor! Puncte de vedere la Nucet. Astăzi a trecut ceva vreme de când nu v-am mai adus la Nucet, alături de doamna primar Luiza Bărboiu. Bine v-am regăsit, doamna primar! Bine ați venit, doamna! O perioadă grea prin care am trecut toți. Dumneavoastră v-ați apucat de treabă încă din luna martie. Cum a fost perioada asta pentru primăria Nucet, pentru dumneavoastră, pentru nuceteni? Consider că a fost o problemă și o încercare în același timp, destul de grea pentru toate autoritățile publice locale și pot spune în mod special pentru mine ca primar, pentru toți colegii mei din țară, dar a fost pentru prima oară când am trăit o asemenea situație, când am trecut printr-o stare de urgență. Apoi alertă. Exact, apoi starea de alertă, când am trecut prin pandemie, când am trecut prin lucruri care ne îngrozesc și care ne dau insomnii, pentru că nu sunt lucruri deloc de neglijat. Sunt lucruri care trebuie tratate cu seriozitate, cu maturitate, cu mare grijă față de cel de lângă tine. Dacă când ai o responsabilitate. Nu mă înșel, a fost primul primar din județul Dâmbovița, care nu a așteptat să primească ordine și ordonanțe militare de la guvern și s-a apucat de treabă, în sensul că eu v-am văzut încă din luna martie de la început cu măști, dând oamenilor măști, explicându-le despre ce este vorba, explicându-le cât de grav este dacă nu respectă rigorile legii în această perioadă. Nu v-a fost teamă? Să fiu sinceră, m-am expus foarte mult. Nici nu știu cât am conștientizat la început acest lucru, ținând cont de faptul că speriată sau disperată de ce văzusem în țările învecinate și de ceea ce mă așteptam să se întâmple, aș fi luat orice măsură era posibil, numai să împiedic răspândirea acestui virus în localitatea noastră. Pentru că era acea criză de măști, criză de mănuși, criză de materiale de dezinfecție, criză de toate, pentru că ne-am luat efectiv pe neașteptate și nepregătiți. Primul meu gând a fost cum să fac să-mi protejez concetățenii. Și chiar dacă probabil nu a fost cea mai bună soluție pe care am ales-o, primul pas a fost să merg și să procur materiale din bumbac de foarte bună calitate, dar materiale ieftine, pe care le-am lucrat cu 3 sau chiar 4 persoane din localitate care au fost de acord să îmi dea mână de ajutor și am făcut niște măști din astea lavabile, care, chiar dacă nu erau niște măști medicinale, reprezentau totuși o barieră. Probabil, adică decât nimic, mai bine ceva. Probabil încetineau întrucâtva, dacă ar fi fost cazul să încetinească, răspândirea virusului sau poate nici nu le încetineau. Dar am fost convinsă că pentru o perioadă de timp este o măsură decât deloc. Am confecționat cele peste 4.000 de măști, le-am distribuit din casă în casă, din gospodărie în gospodărie, pentru fiecare cetățean în parte. E adevărat că am mai sărit din loc în loc copii, gândindu-mă că, de fapt, copiii ar trebui să stea să nu iasă izolați din casă, în propriile locuințe. Sau din curte. Că, uite, ați avut norocul că aveți și curte. Că stăm la țară și că avem gospodării fiecare și că s-a simțit puțin mai ușor această perioadă de stare de urgență decât cei care locuiesc în apartamente. Ce vă spune oamenii? Ce vă spune oamenii? Erau speriați, credeau în virusul ăsta și că a fost o problemă, da, domnule, este sau nu e? Să știți că da. Cred că acum, în urmă, au început să mai pună problema că este sau nu este. Dar la început, văzând ce se întâmpla în China, ce se întâmpla în Italia, ce se întâmpla în Spania, toată lumea era îngrozită. Toată lumea a păstrat tot ceea ce trebuia să păstrăm. Nu numai distanță socială, și stare de izolare din propriile locuințe, și purtatul măștilor, și spălatul mâinilor, și evitarea locurilor aglomerate, și așa mai departe.
Deci eu vă spun că cunosc persoane care nu au ieșit 2 luni, 3 luni din casă. Eu sunt ieșit. Una din aceste persoane și la bloc. De-aia vă spun că foarte greu se suportă la bloc. După această perioadă sau după această primă etapă în care am distribuit aceste măști lavabile, am început să fac o dezinfecție. Am închiriat o mașină, am procurat din altă parte substanțele dezinfectante. Până am stat pe gânduri și m-am întrebat dacă fac bine sau dacă ar trebui să contactez o firmă specializată care să-și facă treaba pe deplin, fără să ne batem într-adevăr joc de banii instituției. Corect. Și atunci, tot căutând pe SICAP, am găsit o firmă cu care am încheiat un contract și care, din 10 în 10 zile, 3 serii de dezinfecții, le-a făcut prin nebulizare. Deci se trata atât în aer cât și solul, vegetație și așa mai departe. În sfârșit, nu știu dacă era neapărat ceva care să combată COVID-ul. Asta vreau să vă spun. Dar era ceva. Era ceva. Era un dezinfectant, era acreditat, era un biocid. A venit cu documente care să ateste calitatea substanțelor, ne deschidea bidoanele în prezența noastră, le desigila. Deci eu am certitudinea că lucrurile s-au făcut după tehnologie și că au fost făcute corespunzător. Toate acestea cred că au dat și puțină speranță omului. Speranța și încrederea că totul va fi bine. Totul o să fie bine. Pentru că până la urmă și starea noastră psihică și starea noastră de zi cu zi conduce spre bine. În momentul în care începem să ne plângem de milă, cădem. E foarte greu să ne... Aveți cetățenii plecați la muncă în țările cu risc, cum e Italia, Spania și care s-au întors în această perioadă? Aș vrea să vă spun... Să-mi termin cu partea pe care am început-o, că în cele din urmă s-au ieftinit măștile medicinale, am reușit să cumpăr din nou de această dată măști medicinale, am făcut kituri, măști și mănuși pe care le-am distribuit din gospodărie în gospodărie și nu știu dacă cineva a reușit să facă ceea ce am făcut eu. Dar de câte ori ați trecut? Nu serios, de câte ori ați trecut pe la fiecare gospodărie? De patru ori. De patru ori. Deci de patru ori oamenii au primit de la dumneavoastră măști și mânuși. Cu lipsă de modestie în cele din urmă, că împreună cu viceprimarul și cu încă un coleg de-al meu, ultima oară ne-a însoțit și o colegă, la 4 de dimineață, eram din poartă în poartă, punând chiturile sau punguțele cu tot ceea ce trebuia în garduri, în porți, încât să nu noi, foarte bine să echipați cu combinezoane, cu mănuși, cu măști, cu nu știu ce, să nu luăm contact cu nimeni, să nu expunem pe nimeni, iar oamenii când ieșeau afară din casă și le găseau efectiv în gard. Nu am avut decât 2 persoane care au spus că nu au găsit, în rest toată lumea a fost mulțumită de această acțiune. Și eu, la rândul meu, consider că am făcut ceea ce a trebuit pentru mucetenii. Nu s-au simțit abandonați oamenii, practic, despre asta a fost vorba. Deci noi, în primul rând, efectiv, am fost lângă ei. Aici pentru oamenii din Nucet. Pe urmă, primăria și-a desfășurat activitatea corespunzător. Deci noi nu am întrerupt activitatea, nici colegii nu au lucrat prin rotație. Fiecare compartiment și-a făcut datoria. Dar am deschis chiar 2 ghișee la parter. Colegii care erau în birourile respective îi chemau rapid pe ceilalți dacă un cetățean avea nevoie de un altul, de un alt compartiment, încât activitatea s-a desfășurat normal, ca și cum nu s-ar fi întâmplat absolut nimic. Nu vă uitați de bani. Văd că nu vă uitați de bani. Foarte mulți primari din țară s-au uitat
pe de o parte, de incoerența guvernului, dezinfectați străzile apropo de chestia asta și după aia venea Organizația Mondială a Sănătății, că n-ar fi fost necesară totuși dezinfectarea străzilor. Faptul că executivul vă tot dădea ordine să faceți asta, să fiți alături de oameni, însă nu vă sprijinau financiar, noastră vă că nu vă făitați, nici nu v-ați făitat, în schimb ați acționat. Deci nu ne-au sprijinit, nu ne-au alocat, dar noi am încercat să ne descurcăm din resursele proprii, care nu sunt formidabile, dar cu bani puțin poți face mult. Vreau să vă spun că toți cei care m-ați întrebat la un moment dat dacă am avut multe persoane întoarse din străinătate. Inițial s-a făcut o inventariere a persoanelor la peste 65 de ani și cu probleme. Cei care s-ar fi descurcat puțin mai greu decât restul persoanelor trecute de 65 de ani. Și am identificat peste 100 și vreo 35. După aceea au început să apară din afară și primeam de la poliția de frontieră de fiecare dată situația celor intrați în localitate, aha, pe care împreună cu șeful de post îi urmăream să vedem dacă păstrează sau nu păstrează izolarea. Aici au fost probleme. Am mers la oameni acasă, le-am spus, îi sunam, discutam cu ei și dacă aveau nevoie de alimente de bază, noi le-am dus și oamenii ne-au plătit în momentul în care și-au primit alimentele. Deci nu au fost probleme. Deci n-ați avut situații de oameni care să fugă de acasă, deși ar fi trebuit să stea în carantină la domiciliu. Nu am avut astfel de situații. Toată lumea a înțeles corespunzător situația și au păstrat izolarea. Am avut și persoane carantinate în alte locații din județ, care de asemenea și-au păstrat carantina că trebuiau să o păstreze. Îi mulțumesc lui Dumnezeu că până în prezent noi nu am avut niciun caz de COVID. Chiar dacă au fost vreo două suspiciuni la un moment dat, în urma a trei testări s-a constatat că de fapt a fost numai o suspiciune și nu altceva. Referitor la hrană și la persoanele cu probleme, noi nu avem în localitate niște persoane care să nu aibă adăpost, dar avem trei persoane care stau mai mult în stradă pentru că din anumite motive pe care nu le voi discuta astăzi aici, familiile nu le prea primesc în gospodărie. Și ce ați făcut? Deci aceste persoane au locuință. Da? Dar nu sunt binevenite la locuința. Sunt moștenitori în gospodăria respectivă. Dar nu sunt acceptați de familie. Vreau să vă spun că acestora am încercat și le-am dus hrană. Poate nu în fiecare zi. Pe urmă, alte câteva persoane singuri, în vârstă, neputincioși, tineri și bolnavi. Toți au fost identificați și cu sprijinul societății Erbașu, în două etape am dus niște produse de la societatea Erbașu, iar în apropierea Paștelui m-am gândit la toți. Nu numai cei despre care vă vorbesc, și alții. Oameni în vârstă care trec printr-o criză financiară serioasă, poate și oameni tineri care au copii, mai mulți, mai puțini, fără niciun fel de venit. Și atunci mi-am făcut așa o inventariere a lor și m-am tot gândit cum aș putea să rezolv această situație și să nu afectez bugetul localității. Cu atât mai mult cu cât eram convinsă că după trecerea pandemiei, nu numai că vom fi verificați, dar vom fi și arătați cu degetul sau vor spune, nu le-ați luat semnătură. Păi, mă duc să-i dau o bucățică de pâine și iau semnătură că am dat pâinea de pâine. Nu este posibil așa ceva. Și am preferat să nu dau de la primărie. Am făcut apel la colegii mei din primărie, din executiv, apel la colegii consilieri, care au înțeles situația și fiecare a contribuit cu ce a putut, le-am cumpărat alimente de bază, le-am distribuit, în jur de 70 de familii au primit în acest mod un sprijin în alimente și inclusiv cu sprijinul societății Erbașu. Dar cred că Dumnezeu mi-a dat prin cap să fac un apel pe Facebook, că tot e Facebook-ul. Și am spus, cei care considerați că aveți în plus,
și că ați putea să faceți un gest de Paște, să nu mâncăm noi, să mănânce și cel amărât, eu vă pot pune la dispoziție o listă, nu voi face campanie electorală din asta, nu vreau să se știe că v-am sugerat acest lucru, încercați și din lista asta vă alegeți persoana pe cine sau persoanele cărora să le oferiți ceva. Vreau să vă spun că a avut un ecou formidabil inițiativa asta și cu sprijinul unui număr de cetățeni din satul Nuceț și Cazaci, cred că am acoperit așa, cam toate nevoile celor care aflați în nevoie. Da, deci în felul ăsta ne-am descurcat cu pe perioada asta de pandemie. Da, spuneți-mi așa, există cetățenii care în urma acestei perioade nenorocite au rămas fără loc de muncă, au fost în șomaș tehnic? Da, sunt aveți. În șomaș tehnic, sigur că da. Sunt și oameni care se descurcă mai greu. Pentru că și aceștia de acum încolo se vor descurca foarte cu greu. Cu certitudine, da, avem. Trebuie să vă întreb chestia asta, dumneavoastră aveți o relație deosebită cu copiii din Nuceț și pentru că a fost așa o întreagă dezbatere la nivel național, să aducem, să nu aducem copiii claselor a 8-a și a 12-a la școală, să-i pregătim, să nu-i pregătim, care este situația la nivelul comunei Nuceț, pentru că aici aveți unități de învățământ foarte bune, copiii din Nuceț nu pleacă la școală la Târgoviște, sunt aici și aveți și liceu. Da. Liceul are o clasă a 8-a cu 19 elevi și două clase a 12-a și a 13-a cu 30 de elevi. Uh-huh. Școlile gimnaziale, Nuceț și Cazaci, la rândul lor au 14 elevi în clasa 8-a și 23 în clasa la Nuceț, uh-huh, și 23 în clasa 8-a la Cazaci. Uh-huh. Deci aveți ceva copii. Pe această perioadă de pregătire, copiii participă la pregătire. Toți? Și la Nuceț și la Cazaci. Uh-huh. Deci nu au existat situații în care să spună că nu se ducă, le frică. Cred că sunt vreo doi copii de la Cazaș care nu participă, dar nu este o problemă. Sunt copii deosebit de buni care au participat permanent la cursurile online. Așa, da. Da, da. Deci toată perioada aceasta copiii noștri s-au străduit. A fost o provocare atât pentru copii cât și pentru părinților, cât și pentru cadrele didactice. A fost un schimb de idei fantastic în toată această perioadă, încât să învețe unul de la altul, să folosească tehnica, noua da, tehnică. Eu știu, copiii când au o problemuță așa pe aici, vin la doamna primar și discută, cum vă spun, mama cum vă spună. Nu vă spun. Așa, deci au ei un... Da. Au venit să vă spună, păi doamna, eu nu am tabletă, eu nu am internet, da, eu nu am... Vreau să vă spun că majoritatea au avut telefoane, au avut tablete, au avut calculatoare, iar cei care nu au avut, școala a cumpărat deja 20 de tablete pe care le-au distribuit sub formă de împrumut copiilor care nu copii. Eu am solicitat școlii să-mi dea o situație a celor care nu au și răspunsul a fost acesta, că ei fiind mai mulți și având cursuri la ore diferite, într-o singură familie, au reușit să se descurce cu ceea ce au avut și să avem răbdare până spre toamnă, să vedem cum evoluează lucrurile. Corect. Și acum vă spun sincer, așteptam să văd și dacă Ministerul Educației le oferă sau nu le oferă copiilor această șansă. Noi putem să așteptăm și să sperăm. Dacă nu, noi suntem pregătiți în orice moment. Nu voi cumpăra eu aparatura pe primărie. Vom aloca sumele necesare, să cumpere școala, să le distribuie școala. Încă o dată, nu vreau să-mi fac campanie pe spatele nimănui. Acum, nici anul trecut, nici acum și... 2 ani, uite, chiar m-a ajutat Facebook-ul, știi, să-ți aduce aminte cum sărbătoreau copiii din Nuceț 1 iunie anul trecut. Da, și anul ăsta am făcut ceva pentru copii, în sensul că le-am procurat niște dulciulețe, dar numai celor de la clasa 0 la clasa 4-a,
pentru că a fost mult mai ușor de distribuit. Eu nu am mers personal, pentru că nu vreau să fiu acuzată că am distribuit ceva în această perioadă. Dar nu i-ați uitat, asta este important. Nu i-am uitat. Și atunci, cu ajutorul învățătoarelor de la fiecare clasă, i-a chemat la ore diferite, i-a programat și le-au distribuit doamnele învățător în ambele școli. La Ilfoveni am fost eu ieri, pentru că acolo sunt puțini copii și domnul învățător i-a scos afară în curte și am putut să mă bucur măcar de prezența lor și să-i văd după atâta timp. Fără îmbrățișări. Fără îmbrățișări și pupături. Tocmai de aia spun, știind relația pe care o aveți cu acești, cu acești copii, mă gândeam că până la urmă primăria putea să, să nu se implice. Dom'le, unitatea de învățământ cu inspectoratul școlar, cu Ministerul Educației să se descurce. Nu. Vă spun că au măști, au dezinfectant, au tot. Am avut un semnal, știți că a fost o problemă cu licitația la Ministerul Educației și în momentul în care am aflat că exista varianta să nu primească copii, exista, sigur. Vreau să mă credeți și vă pot face dovada cu ele că le am în stoc. Deja am comandat pentru toți acești copii măști pentru toate cele 8 zile de pregătire, pentru zilele de examen, câte o mască pentru cele 2 ore și una pentru plecare, inclusiv pentru cadrele didactice. Da. Nu le-am mai dat, pentru că duminică seara au venit măștile. Doamna director m-a sunat și mi-a confirmat că au primit măștile, dar eram pregătită, pentru că copiii sunt sau trebuie să fie în atenția noastră permanent. Și nu numai, și bătrânii. Și pentru că tot vorbim de ei, mi-ați adus aminte acum că noi în această primăvară ar fi trebuit să sărbătorim ziua Nucetului. Ziua Nucetului, exact. Și cu mare durere am trecut peste această zi. A fost o zi foarte tristă pentru mine, pentru că era ziua în care strângeam nucetenii și de la copil la vârstnic, la oaltă. Și sărbătoreați. La slujba de izvorul tămătuirii, care este absolut înălțătoare, după care participau la ziua comunei pentru câteva ore și se bucurau așa împreună de câteva momente. Îi mai premiam pe un copil foarte bun, pe un cadru didactic, un cetățean de onoare. Nu s-a mai putut face acesta. Nu s-a putut face acest lucru. Discutând în toată acea săptămână, când mai treceam cu măști, cu bătrânele satului și care mă întrebau, ce facem, doamna, în ăsta ziua comună? Așa e, da. Nu primim și noi o sticlă de aiasmă. Am stat și m-am gândit dacă voi fi acuzată sau nu de ceva. Păi de ce că oamenii erau obișnuiți să meargă la acea slujbă ziua și să primească? Că vinerea era izvorul tămăduirii și miercurea, am dus și am cumpărat 1000 și ceva de peturi. În ziua de izvorul tămăduirii, când preoții au săvârșit slujba de izvorul tămăduirii și au sfințit apele, trei persoane, trei tineri îmbrăcați cu combinezoane, cu mănuși, cu măști, s-au dus și au umplut vasele la fântâna de lac, acolo unde noi făceam slujbele, și am pus toate aceste peturi, sticle cu aghiazmă, în câte o punguță, cu câte o iconiță pentru fiecare. Și ce au spus când s-au trezit cu ele? Cu câte un kit, două măști și o pereche de mănuși. Dimineața la 4 eram din poartă în poartă și când au ieșit la 6:30, 7:00... Ați aflat ce reacție au avut când le-au văzut? Da. Și în ziua de astăzi, dacă mă mai întâlnesc cu câte o bătrânică cu care nu m-am văzut în această perioadă, bine și mi mulțumește, foarte impresionat așa de gestul ăsta, iar eu la rândul meu i-am mulțumit lui Dumnezeu că mi-a trecut prin cap să fac acest lucru, pentru că numai credința ne-a mai rămas. Corect. Și crederea în Dumnezeu, că este Cel care ne poate ajuta și mai ales la o anumită vârstă, îți pui toată speranța în Dumnezeu. Corect. Și nu puteam să nu fac lucrul ăsta. A trecut această perioadă, să sperăm că va fi bine, să sperăm că nu va exista un val 2, viața merge mai departe și la ultima noastră întâlnire până în această nebunie, noi vorbeam despre niște investiții, despre niște proiecte care se derulează la nivelul comunei Nucet. Spuneți-mi dacă ați asistat lucrările, dacă merg mai departe, dacă aveți bani să le finalizați. Nu am asistat lucrările. Dimpotrivă, au fost reluate cu seriozitate.
Lucrăm la dispensar în continuare. Aha. Acum se deschid interioarele, acoperișul este gata. Lucrăm la drumuri. Firma care lucrează la drumuri se află în această perioadă în localitate ca și cea de la dispensar. Lucrăm la extinderea unei rețele de iluminat public, întreaga rețea pe care o extind și parțial și casnic. Uh-huh. Pe zona între bariera de la Nuceț și zona Cămine, intrarea în Casaci, lucrăm la extinderea rețelei de apă curentă. Lucrările fizic nu au început a fi făcute, dar în această perioadă lucrăm la documentație. Avize și în curând vom începe lucrările și la extinderea rețelei de apă. Sunt mai multe lucruri care le avem în vedere și în perioada asta lucrăm la documentație. Spre exemplu, grădinița de la Nucet. Uh-huh. Am terminat cu etapa de licitație, cu achiziția publică, am semnat contractul, dar pentru că a fost la pachet cu proiectarea, nu am început efectiv lucrările. Ne-au predat acum proiectul, urmează să înceapă lucrările. Deci viața merge înainte, indiferent de perioadă, pentru că trebuie. Vă mulțumesc, doamna primar. Timpul trece. Eu vă promit că ne vom revedea curând, pentru că nu prea am discutat politică, nu prea am discutat cum se mișcă guvernul Orban, cât o să mai fiți primar, când o să... Ați văzut, se tot discută, le prelungim mandatele, nu le prelungim mandatele, când vor fi alegerile și lucrurile astea afectează până la urmă. Exact. Eu vă mulțumesc încă o dată pentru amabilitatea cu care ne-ați primit și ați răspuns întrebărilor noastre. Dumneavoastră, doamnelor și domnilor, ca de fiecare dată, vă mulțumesc pentru atenție și pentru răbdare.